le dezghioca doar de dragul unei dezbateri publice. Și ceea ce spune el este foarte, este filtrat, este calmat deja de tot zbuciumul care l-a simțit asta în interior. Vreau să spun. El nu scrie de subiecte de telematina sau de jurnalul de la ora 7. Da. El scrie despre niște lucruri care durează în timp, încearcă să vadă în evoluția lor lucrurile, chiar dacă deci, se oprește asupra unor momente din realitatea europeană, de exemplu din Interbellic, o perioadă foarte, foarte dură, o perioadă în care se reașeza lucrurile, tocmai ieșise Franța și Germania și alte puteri dintr-un mare război și deja mirosea în aer a un alt mare război. Și Valeriu operează cu concepte, cu idei și nu se teme să împingă aceste discuții până în pânzile albe, adică fără să facă partipris, dar oricând, poate din punctul nostru de vedere, sau dacă să cauți cu din adins, să-i cauți nodul în papulă, poți să găsești oricând chestii care să se întoarcă împotriva lui, dar gânditorul trebuie să se parcurgă toate treptele. Adică dacă scoți din context, pentru că așa se face, am văzut din păcate o mulțime de astfel de lucruri, de exemplu în cazul lui Selin, în care s-au scos din context niște fraze și după aceea s-au întors, s-au pus în cârcă și, de exemplu, acum câțiva ani de zile trebuia să se sărbătorească, mi se pare că 70 de ani de la moartea lui Selin și nu s-au mai sărbătorit pentru că, vezi, Doamne, nu știu ce. În cazul lui Valerii, deci riscul acesta asumat de a discuta și lucruri mai puțin, zicem, mai puțin ok, cum am zice noi într-un limbaj de ăsta sfărăitor, mi se pare că asta ține de profunda lui umanitate, dar una filtrată, una nu de vitrină, una asumată. Exact. Mai avem 10 minute sau chiar mai puțin? 10 minute. A zburat timpul. Păi, au fost deja anunțate esențele numărul 4, cuvintele. Și aici cred că nici nu insistăm prea mult. Acestea fiind spuse, am zis cuvintele, poate reușim să cităm ceva sau să facem alte trimiteri. Vreau să zic, am început cu faptul că acest om s-a născut într-un port, un băiețel care a ascultat sunetul mării. Mi se pare mie că a ascultat, a știut să asculte, să asculte lumea, să asculte prin vacarm, să poată să deslușească momentele importante ale zilei. A admirat marea, întrucât în ea a văzut infinitul și continuitatea mai mult decât în somn. Pentru el teluricul era un motiv de nostalgie, de melancolie și chiar pe alocuri de depresie. El vedea cum trec sezoanele, de exemplu, dacă ar fi văzut, cred că, frunzele acestea îngălbenite, la sigur s-ar fi dus cu gândul la, nu doar la toamna aurie, ci la trecerea a timpului, a vieții, schimbul al timpului, da, și cred că avea și motivele astea de inspirație barocă, moartea, trecerea, dinamismul acesta al timpului, neînfrânarea acestor resurse temporale. Marea însă îi dădea acea liniște sovaj, sălbatică, deci liniște sălbatică, oximoronic vorbind, el vedea acolo și mișcare și viață și totodată mai multă continuitate. În mare vedea brazdele pământului, în mare vedea toate visele împlinite. Trebuie să spunem că era și un om care a desenat mult, făcea multe schițe și întotdeauna în acele schițe, undeva pe o parte a paginii, pe oglinda paginii, situa undeva niște versuri scrise și în alt colț, făcea niște schițe care erau de inspirație marină, un vapor. Valuri, foarte multe valuri, da. Și mâna sa, de fapt, o desena mult, își desena mâna din diferite poziții, cred că mâna acea fumătoare și alta scriitoare. De altfel, ați spus că parcă vreau să spun mai multe în acest moment de sinteză improvizată. Când el își creează un personaj care îl reprezintă mai mult decât l-a reprezentat viața, acest Monsieur Ted, domnul cap, mie mi se pare că Valerie este un cap care nu prea a avut nevoie de corp. El așa ar fi vrut să se desprindă de totul ce era prea omenesc, prea pământesc. Acest moment l-ar fi scutit, bine, printr-o prismă absolută și absurdă, l-ar fi scutit de toate celelalte griji, l-ar fi lăsat să zboare mai aproape de conținuturile absolutiste pe care le căuta și la care râvnea. Și apropo, în sensul acesta, cred că, de exemplu,
poemă, după mine cel puțin, care reprezintă cel mai mult, este Cimitirul Marin, pentru că acolo există talazul, există o gândire, este o proiecție, este o proiecție odora deja, deci a lui dincolo. Și cred că una dintre împlinirile cumva majore ale destinului său este că până la urmă este încumată în Cimitirul Marin. Exact. Și asta face că biografia la un moment coincide cu opera sa. Și eu cunosc foarte puțin scriitori sau artiști în genere în care opera și biograficul fac un tot întreg. Și în cazul lui cu atât mai interesant, cu cât el de fapt a încercat să fie cât mai puțin prezent fizic, zicem, în opera sa, să există un eu la capul să fie un eu, un eu care gândește, să fie mai degrabă ideile lui despre lume, despre ce se întâmplă. Nu-mi imaginez, de exemplu, să scrie niște pagini confesive, de exemplu, ala știu cine, ala Charles Bukowski sau Henry Miller sau primii autori care vin în cap. Sau a la Proust, apropo, sunt perfect contemporani. Și a la Rousseau. Sau a la Rousseau, dar cu Proust, deci sunt născuți ambii în 71 și doar că Proust a murit mai degrabă, în 22, mi se pare că. Deci, dar sunt născuți în 71, sunt 150 de ani. Câteva luni distanță. Da, și probabil că, deci, bun, hai încă să mai spunem, pentru că asta chiar este foarte important. Suntem într-o perioadă în care, zicem, sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Franța a dat niște figuri titanice. Cred că, de fapt, Valéry, dacă vorbim, dacă raportăm la întreaga, zicem, civilizație europeană, ca anvergură, este mai aproape de titanii renașterii italiene. Deci, om care știe să facă foarte multe lucruri, care gândește multe domenii, care este un umanist cu acoperire europeană. La fel, zicem, plus, vorbesc acum de romancerul mai grav, dar și eseistul și alte câteva figuri. Adică intrăm în secolul 20 cu o pliadă de mari gânditori care vor formata întreg secolul 20, chiar dacă, bun, unii dintre ei au avut norocul sau, mă rog, conjunctura, au luat premiul Nobel, alții nu, mai puțin contează lucrul acesta. Cred că intrarea în secolul 20, poate că în filozofie se face prin Nietzsche și alții, și germani, după aceea pe linia, și după aceea vine Heidegger și alții, dar în literatură, în civilizație, cred că francezii au un fel de prioritate, au un fel de cuvânt aparte de spus, ceea ce mai încoace se numește l'exception française, cred că a dat tonul pentru secolul 20. Și dacă tot am pomenit mai multe nume, nu pot să nu amintesc un autor care la, să zicem, la din 45-91, deci la 50 și aproape 50 de ani de la trecerea lui Valéry, publica Imperiul Binelui, este vorba de Philippe Murray, în care probabil că Valéry s-ar fi regăsit anume în spiritul ăsta polemic și în luciditatea cu care anumite idei sunt urmărite până la ultimele consecințe. Metodic sau... Da, exact, metoda. Nu vorbisem exact de metodă. Metoda Valéry, cred că metoda este cuvântul care îl conține perfect, atât în poezie cât și în gândirea sa și în felul în care și-a construit viața. Pentru că e vorba de o viață construită de la un cap la altul. De la un cap la altul. Să ne mai amintim că este dintre ultimele mari figuri ale umanității, reprezintă umanitatea, care în Franța au fost într-un fel sau altul marcate, deci această trecere către infinitul pe care el l-a visat, l-a dorit, spre care nu s-a grăbit, la moartea sa, Charles de Gaulle decide să-i facă funerale naționale și les obsèques, deci cu onoruri de stat, ceea ce spune totul. Da, și nu mulți autori, deci, bineînțeles, Victor Hugo și câteva excepții, dar chiar pot să-i numeri pe degete, Paul Valéry a fost acela care a avut acele onoruri naționale de stat, este recunoscut, îl regăsim în crestomații, în manuale, dar citim puțin din el. Aceasta este mica părere de rău și rezervele pe care le mai avem. Deci, nu știu de unde vine, de fapt, cam înțelegem de unde vine reticența față de acest perfecționist. Nu este o lectură ușoară, dar am găsit ce să citim la el. De exemplu, în Criza Spiritului sau eseurile sale, Tel Quelle, Tale Quale, unde vorbește și ADN-ul lui Valéry, care are rădăcini italiene.
Văd că Zoom-ul nostru pe live s-a și încheiat cu aceste două cărți și am recomandat două lecturi și este bine. Dacă doriți să mai continuăm un pic și facem o sinteză, ne spuneți după cum doriți, că noi improvizăm oricum. Și ziceam despre criza spiritului, care chiar o recomand cititorilor. Dacă poezia nu este pe placul tuturor, vor citi eseu și dacă eseul nu este pe placul cuiva, poate să citească poezie, iar celor care nu le place sau le place romanul, de fapt nu îl găsesc la Valeri, că îl considera în genul naiv, întrucât era un fruct al imaginației și el cumva așa le-a ținut la distanță pe aceste două emoțiuni, imaginație și inspirație. Aș spune, aș adăuga puțin că, zicem, e o mare provocare să-l citești pe bune. E o mare provocare, mai cu seamă când e vorba de poezia lui Valeri, pentru că trebuie să te acorzi la un stil în care fiecare silabă la locul ei. Nu există versuri șchioate la el sau lucruri de astea făcute cumva en passant. Și este o mare provocare pentru traducători. Vorbeam și data trecută despre mai multe versiuni ale poemelor sale în limba română. Evident că gândul ne duce la Ștefan Augustin Dăunaș, care temperamental cred că s-a regăsit foarte mult în Valeri și Dăunaș este un autor foarte construit, foarte intelectual, în fruntea bibliotecii. Pentru mine n-a fost o surpriză deloc să descoperi un Paul Valéry în traducerea lui Paul Mihnea, făcută încă în anii 80. Paul Mihnea, care deci venea din Cernăuțul intelectual, care avea lecturi, citea în câteva limbi, l-am cunoscut și știu, de, cum zic, cunoștință de cauză, citeam franceză, citeam germană și am văzut o carte, deci Vrăjele lui Valéry, publicată de Paul Mihnea prin anii 80 la Chișinău, care rezist și astăzi. Chiar m-am gândit acum ca editor, dacă nu cumva ar fi cazul să reluăm acea traducere a lui Paul Mihnea, care mi se pare pe-a locul, și o spun cu în cunoștință de cauză, chiar superioară lui Dăunaș, care este poate prea rigid. Paul Mihnea, deci Paul Valéry, traducerea lui Paul Mihnea, parcă sună cumva mai uman. Asta înseamnă, de fapt, că posteritatea unui poet există atâta cât există cititori atenți și cât vor exista și alte versiuni ale traducerilor. În sensul acesta am pomenit cu ocazia când vorbeam despre Baudelaire, despre, de exemplu, ultima integrală Baudelaire făcută de Octavian Soviani, un poet doar cu 10 ani mai mare ca mine, un poet postmodern, un poet care mai degrabă, zicem, ne-am gândit că la traduceri, zicem, pe, știu eu ce, pe René Char sau pe, știu eu, Gainsbourg sau pe nu știu cine, ori nu. Deci există niște repere în cultura franceză care sunt frecventate cu asiduitate și asta cred că este o dovadă în plus că, zicem, indiferent de mode, de valuri care, zicem, aduc un nume, după aceea aduc înapoi, există câteva, sau conturul continentului intelectual european este definit tocmai prin autori care rămân indiferent de modă și timp. A fost pentru mine, a fost foarte interesantă discuția. Mi-am amintit care sunt esențele biografiei lui Paul Valéry, care sunt momentele importante, esențiale, punctele cardinale în opera și creația valeriană. Și așa cum ziceam că spre sfârșitul acestui atelier aș vrea să obțin o definiție de moment sau o explicație cum este perceput acest ecolectiv. Da. M-am gândit că o definiție ar fi foarte puțin și atunci am zis că dau două sau mai multe. În primul rând, urechea mea aude în ecolectiv cuvântul eco. Eco a ceea ce înseamnă cultura, pentru că cultura, de fapt, este o veșnică transmisie. Cultura nu se naște aici cu noi, dimpotrivă, ea vine de departe. Și, dar, pe de altă parte, orice eco aduce o mică modificare. Deci, atunci când auzim ceva în eco, noi punem partea noastră de subiectivitate. Și atunci, ecolectura înseamnă
o lectură a tot ce s-a întâmplat în umanitate, dar cu partea noastră de ființă pusă la contribuție. Și există și o altă. Bun, asta a doua chiar e livrească de tot. Evident că aud în cuvântul Eco lectură Umberto Eco, care a fost, care și-a imaginat paradisul ca o bibliotecă. Deci noi suntem acum într-un paradis, una sau o filială a paradisului, o filială a paradisului, care este biblioteca. Și cum să zic, prezența umană în bibliotecă, pe lângă rafturi, pe lângă tot ce înseamnă structura unui bloci, cred că abia omul face ca biblioteca cumva să respire. Înțeleg că suntem live, că suntem într-o perioadă în care nu putem avea întâlniri chiar în bibliotecă cu un public, dar din practica mea de până acum și sper să existe și de acum înainte, orice bibliotecă după mine trăiește exact prin acele întâlniri care au loc în sediile lor. Și de fapt, noi suntem parte a ecosistemului bibliotecar și prin faptul că suntem prezenți prin cărțile noastre în bibliotecă și m-am uitat acum la autorii care mi-s dragi mie și i-am găsit în biblioteca Târgoviști și prin faptul că din când în când bibliotecile ne solicite ca persoane vii și asta este o mare bucurie pentru noi. Frumos, persoane vii. Da. Și este bine punctat. Îmi dau seama că atunci când citim mult, noi suntem ca într-un cimitir marin. Exact, da. Eu dar acolo e veșnicia. Da, dar din când în când trebuie să fugi de veșnicie pentru a prinde clipa. Și țin să spun iarăși la ideea asta. Într-o primă fază, deci când aveam 20 și puțin de ani, eu eram foarte malarmeano-valeriană. Adică pentru mine exista doar poezia, toate celelalte genuri erau ceva. Ce care roman? Care critică literară? Îmi părea chestia absolut derizoare, pentru că poezia putea să strângă, așa ca într-un șurub, să strângă totul la perfecțiune. Pe lângă Valeriel aveam model pe Ion Barbu, care și el este un poet absolut cerebral și poate, da, și foarte puțin frecventat, pentru că fie vorba, pentru că e exact din aceleași motive. Ca după aceea, să am niște întâlniri care, exact ca și lui Valerii, au dat viața peste cap. Atunci când m-am, la Moscova, când m-am întâlnit prima oară cu Cioclea, care încă nu publicase nicio carte, dar era deja un poet extraordinar, și pentru mine a fost ca o întâlnire între tânărul Valerii cu Mallarmé, chit cu Mallarmé-ul meu încă nu publicase nicio carte. Dar, în fine. Ca după aceea, au fur et à mesure, am scris cărți, am tradus, am publicat, am văzut oameni, am cunoscut o mulțime de oameni vii și mari autori, Emil Brumaru, Șerban Foarță, Ion Pop și câți alții, Mihai Ursache, Cezare Vănescu, etc. Să-mi dau seama cât de mult contează din când în când să o ștergi din eternitatea cimitirului marin și să prinzi clipa fie la o întâlnire cu scriitori, fie la un festival de poezie, la un recital, elementar. Deci să fii undeva într-o sală și să-l vezi pe Cezare Vănescu recitându-și poemele sau pe Emil Brumaru sau pe Mihai Ursache este ceva extrem de important și cred că felul în care noi ne punem viețile alături de viețile lor, nu doar prin scris, dar și prin faptul prezenței. Prietenul meu foarte bun, regretatul prozator Alexandru Vlad, care mi-a fost foarte, foarte apropiat, cred că unul dintre cei mai apropiați prozatori, acest autor clujean, are o frază la care eu recurg foarte des. Eu spunea, prietenia înseamnă prezență fizică. Cred că, într-un fel, noi am încercat prin prezența verbală să facem prezența fizică lui Valerii pe live, deci posibilă, dar repet, abia aștept momentul în care bibliotecile, librăriile, sale de concerte, teatrele se vor umple de oameni și vom trăi plenar o viață culturală și o viață pur și simplu împlinită. Asta e. Da, tăcere semnificativă. Mulțumim tare mult, a fost foarte interesant. Și a fost altfel decât la bibliotecă ce? Asta este. Da, păi asta și ne străduim să fim întotdeauna altfel prin
prin formatul care îl abordăm, prin spațiul care îl tot timpul reorganizăm, prin invitații noștri și tot am avea ce spune aici. Vă mulțumesc tare mult, am conspectat, așa pot să zic, multe idei. Mulțumesc coordonatoarei Carolina Dodu-Savka pentru această idee de a comemora, dacă pot să zic așa, că mâine ar fi 150 de ani de la nașterea lui Paul Valéry și suntem în penultima zi de toamnă și de octombrie, am vrut să zic a lui octombrie, toamnă, mai este o lună încă înainte. Și sper că și vizitatorii paginii noastre o să poată vedea și revedea prin ce este interesant. Vorbeam la început cu domnul scriitor Nicolaicu Păun, ceea ce facem acum, videouri, imprimări sau pe platforma Zoom, creăm conținut digital, arhivăm, punem acolo la memorie și un lucru tot foarte bun. Da. Și ne-a învățat poate pandemia să fim mai organizați, mai structurați și creăm o bibliotecă video și eu în persoană mă întorc uneori și revăd toate întâlnirile și chiar ascult ce au spus invitații noștri cu poate cu mai multă atenție decât în timpul ședinței. Da, se decantează, sigur că da. Vă mulțumim tare mult invitatului și coordonatoarei și celor care ne-au urmărit și vă zic până la o nouă revedere cu același soare în suflet și cu noi idei de literatură, de carte bună, etc. Mulțumim!